Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață de luni, așa, nu știm ce ne va aștepta în zilele următoare, pentru că doar acum începe săptămâna, cred, nu știu. Echipa! Bună dimineața, Andra! Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Dimineața. Bună dimineața, Alin! Ciao! Ciao! Alin doarme, dragii mei, că așa se întâmplă la noi de obicei, așa la prima oră echipa mai doarme. Îl salutăm și pe Rosi, că face parte din echipă și așa mi se pare corect și normal să ne salutăm toată echipa și salutăm toată echipa de la Hunedoara 1 TV, pentru că se pare că de astăzi avem un nou format. La mine a venit toamna, la Petronela cred că se schimbă ceva, nu știu ce se va schimba la Hunedoara în direct. Rămâneți alături de noi de la ora 16 să vedeți ce se va schimba la Petronela Tămaș. O salutăm și îi spunem bună dimineața când se va trezi. O salutăm și pe Nicol și bineînțeles o salutăm și pe Corina, că e alături de noi ca în fiecare dimineață cu un ochi critic și mai ales în această dimineață, pentru că se pare că facem schimbări. Ce fel de schimbări facem? Rămâneți alături de noi, pentru că cu siguranță de astăzi lucrurile vor fi altfel. Știți cum e când emani în univers o dorință, dorința ți se împlinește. Eu îmi doresc ca Corina să apară din nou pe sticlă și s-ar părea că de astăzi o să am parte de această binecuvântare. Sper, nu știu, vedem. Dar până acolo, dragii mei, va fi cu siguranță o dimineață altfel, pentru că, așa cum am anunțat de vineri, alături de mine în această dimineață la Deale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV, o domnișoară, nici am întrebat-o dacă e domnișoară sau doamnă, dar o să o întreb imediat să vedem dacă e căsătorită sau nu. Tocmai asta e farmecul. Atunci când lansez o invitație cuiva, nu prea pun întrebări. Îmi doresc, eu personal îmi doresc ca invitatul și meu de la emisiune să vină aici și să dezvăluie atât cât își dorește din sufletul domniei sale. Alături de dumneavoastră să aflăm împreună ce e, cine e, de ce e și ce face pe lumea asta, că na, cu toții avem omenire. În această dimineață alături de mine, dragii mei, Lidia Vadim Tudor. Bună dimineața! Bună dimineața! E așa, am emoții, eu nu prea am emoții de obicei, zic, dar se pare că în această dimineață am emoții, pentru că e o dimineață specială pentru mine, pentru că când întâlnești pe cineva care e bucată din istoria acestei țări, pentru că eu așa te văd, așa te-am perceput și când te-am întâlnit prima dată la Pechea, ești cumva o lumină care vine undeva din trecutul nostru, a oamenilor care nu te cunosc, care știu că existi și poate că reușim în această dimineață să transmitem celor care își doresc să știe mai multe despre tine, despre tatăl tău, că până la urmă tatăl tău a fost, să spunem așa, bucată din istoria acestei țări. Greșesc? Nu, a fost cu siguranță o bucată considerabilă din istoria postdecembristă a acestei țări. Și înainte de 1989, pentru că și atunci a croit drum în gazetărie din anii 80, dar într-adevăr, după 1989 a început ascensiunea lui și eu cred că ea continuă și în ziua de astăzi, chiar dacă el nu mai e fizic printre noi. Am întâlnit pe cineva astăzi, eram împreună, spunea că de undeva de acolo de sus din cer e cu ochii pe noi și cumva cred că ne binecuvântează drumul. Da, eu sunt convinsă, da, sigur, sigur. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Și până acum câțiva ani și simțeam foarte puternic lucrul ăsta. De câțiva ani încoace nu mai simt așa, dar sunt convinsă că ne urmărește de undeva de sus și că mi-e croiește drumul acesta.
Ce frumos! Cum ne va croi drumul meteo, cred că plouă, nu plouă săptămâna asta, nu știu, da, dragii mei, Andra va veni cu date de la meteo, să vedem ce ne spune prognoza, cum ne îmbrăcăm înainte de a pleca de acasă la serviciu, la școală sau fiecare în drumurile noastre, fiecare ce are de făcut. Noi avem treabă, dar până acolo, Andra, meteo, să vedem cum va fi vremea. Bună dimineața, Ioana! Încep săptămâna cu vești bune din punct de vedere meteorologic. Adică după un weekend ploios și rece, vremea se mai îmbunează. Vor cădea câțiva stropi de ploaie local, dar temperaturile sunt în ușoară creștere. Cele din timpul zilei, pentru că noaptea devin din ce în ce mai scăzute. La Deva și Hunedoara, astăzi, 7 octombrie, cerul va fi parțial acoperit de nori, vântul va sufla slab, iar temperaturile nu vor depăși 18 grade pe timpul zilei și 6 grade pe timpul nopții. Și nordul județului, la Brad, atmosferă închisă, cu cer parțial noros, vânt slab cu unele intensificări pe timpul zilei și temperaturi între 17 grade Celsius pe timpul zilei de astăzi și doar 5 grade la noapte. Și la Petroșan, soarele este cam scump la vedere, dar cel puțin astăzi nu mai plouă și nici vântul nu mai depășește viteza de 90 km pe oră. Maxima va atinge 17 grade Celsius, iar la noapte minima nu va urca mai mult de 6 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Ne revedem peste câteva minute pentru noi previziuni astrale. Ne-am întors în platou. Și ne-am întors în platou cu alături de invitata mea și vreau să dau citire unui text. Am fost farul călăuzitor pe o mare în permanentă furtună. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să țin sus drapelul deșteptării naționale. Semnat Corneliu Vadim Tudor. Citesc dintr-o carte, dragii mei, o carte care a fost lansată în județul Hunedoara în zilele de vineri. Da, zic da, bine. Vineri, și da. Sâmbătă, vineri la Deva și sâmbătă, la Petrila. Petrila. Ăsta e motivul pentru care Lidia Vadim Tudor a venit în județul Hunedoara. Am aflat astăzi că a mai venit în județul Hunedoara și când a fost sărbările de la Țebea. Da, da, da. În luna septembrie, da. Se pare că vii destul de des în județul Hunedoara, dacă stau să mă gândesc. De ce? Pentru că sunt, în primul rând, sunt foarte mulți oameni aici care m-au invitat de-a lungul timpului, doar că nu s-au așezat lucrurile în așa fel încât să ajung aici cu un scop. Și pentru că știu că aici a fost și este în continuare un pol foarte important al vadimiștilor, oameni care l-au iubit pe tata, care îl apreciază în continuare, care îi urmează crezul chiar și astăzi. Și pentru mine e o plăcere să vin și era cumva și o datorie să vin, să fiu aici alături de ei și să-i încurajez și să le spun că mergem în continuare mai departe împreună. Salutăm pe Mircea Mincea, salutăm și pe Tibi Barstan, îl salutăm și pe Gabi Ionașcu și pe da. Toată echipa de la AUR, pentru că trebuie să spunem, tu ești alături de cei de la AUR astăzi, da? Că te-am da? Întâlnit la Pechea. Am și dat o poză vineri cu o poză cu tine, un selfie alături de Tibi și da, de da? Gabi Ionașcu. Rămânem un pic la carte. Scrie aici selecție realizată de Lidia Vadim Tudor. Între cele două coperți, ce se regăsește? În primul rând, o selecție de articole, poezii, aforisme, miniaturi biblice, concentrate așa pe mai multe teme gândite de mine și care am crezut eu că ar fi definitorii pentru anul acesta crucial în care ne aflăm. Sunt articole și discursuri legate de naționalism, de iubirea de țară, de tot ceea ce tatăl meu a construit în toți anii până când a plecat. Apoi poezii, foarte multe poezii și cunoscute și mai puțin cunoscute de el. Avem o selecție de elegii pentru suflete nobile. Acesta este un volum care a apărut cu 3 luni înainte ca el să moară. E ultimul lui volum de poezii
Și m-am gândit eu că oamenii n-au apucat poate să le citească în acel moment și le-am concentrat aici tot așa pe mai multe, nu știu, pe mai multe teme, dacă vrei. Poezii pentru bolnavii de cancer, pentru cei aflați în închisoare, pentru animalele fără stăpân, pentru bătrânii nedreptățiți. Apoi avem un capitol cu editorialele celor care l-au cunoscut pe tata, fiecare într-o diversă formă, nu știu, prieteni de-ai lui, colaboratori de-ai lui, oameni care au lucrat cu el în politică, în gazetărie. Este acolo și ultimul articol scris de maestru Dinu Săraru înainte de a muri. Cred eu că este un volum complex, nu atât de complex pe cât mi-aș fi dorit. Tocmai de aceea am deschis calea către un al doilea, al treilea volum de acest gen. Și sigur că aștept și mă gândesc să pun pe hârtie și un volum care să cuprindă viața tatălui meu. Am mai pus această întrebare când te-am întâlnit prima dată și am spus că o să o pun și în emisiune. E o binecuvântare sau o povară moștenirea lăsată de tatăl tău? Este o binecuvântare care vine cu o anumită greutate. Povară mi se pare mie că are o conotație negativă și nu e o povară. Dar este o greutate care vine din măreția acestei moșteniri. E o responsabilitate foarte mare și mă străduiesc în fiecare zi să mă ridic la înălțimea acestui nume, dar să-mi creez și o identitate proprie. Pentru că până să moară tata și până să intru în aur mai ales, n-am avut cumva o identitate proprie, oamenii să mă cunoască, nu știu, pentru activitatea mea, pentru ceea ce am făcut. Nu, toți mă asociază cu tata și este normal să fie așa și știu că toată viața va fi așa. Îmi doresc însă să-mi construiesc și un drum propriu, dar legat tot de ceea ce îmi doresc să fac pentru ca moștenirea lui să continue. E o întrebare care n-ar trebui să-i o pun unei femei, dar o să o pun. Câți ani ai, Lidia? 34. Ești căsătorită? Nu. Urmează. Am zis, urmează. Urmează. De-abia apucăm. Pentru că presupun că îți dorești o familie tradițională, nu ești ancorată în cu siguranță sunt ancorată în tot ce înseamnă tradițional și credință și valori creștine. Și familie tradițională mai ales. Până să mergem mai departe, aici în carte am găsit așa. Așa a fost Vadim Tudor. Ce am citit, nu citesc prea mult din carte, pentru că vreau să ajungeți să țineți cartea în mână, așa, și să o citiți filă cu filă și acolo unde nu înțelegeți să vă întoarceți, să mai citiți odată și dacă tot nu înțelegeți, cu siguranță o găsiți pe Lidia online și vă va explica ce nu înțelegeți. Dar scrie aici ceva ce eu am, ce nu am știut despre Corneliu Vadim Tudor. Scrie, recitind cu atenție poezia lui Corneliu Vadim Tudor, aveam să constat că el era într-o continuă comunicare cu Dumnezeu. Aici am rămas un pic surprinsă, spun sincer, nu mi-a făcut bine temele. Tatăl tău nu a lăsat niciodată, sau nu mi-l amintesc eu mi-l aduc aminte, așa cum am povestit înainte de emisiune și știm cu toții, vorbea în aula universităților, sunt cuvintele tale, te placiez, vorbea liber, strângea mii de oameni pe stadioane, găsea acel limbaj să vorbească și celor cu carte, dar și oamenilor de rând, dar nu am înțeles niciodată că era atât de apropiat de Dumnezeu. Foarte apropiat. Bunicii mei, părinții lui tata, au fost creștini după Evanghelie și el a crescut în cultul acesta. Apoi el a decis că vrea să urmeze calea ortodoxiei și așa a și lăsat să fie înmormântat cu toate pregătirile necesare și cu toate tradițiile, cu totul specificat, cum și-a dorit el să fie după ce nu o să mai fie pe acest pământ. Dar era într-adevăr un om extrem de credincios, foarte credincios. Tata se ruga dimineața și seara, avea Noul Testament la piept întotdeauna,
Era foarte credincios, da. Și vine dintr-o familie extrem de credincioasă și noi am fost învățate la fel. Dacă ai avea bagheta magică și ai putea să schimbi ceva, să spunem, din timpurile când, din copilăria ta, ce ai schimbat din copilăria ta alături de tatăl tău? Ai schimbat ceva? Ai vrea să schimbi ceva? Din copilărie m-aș schimba timpul petrecut cu tata, să fie mai mult timp petrecut împreună. Asta mi-ar plăcea, dar acum când mă uit înapoi a fost frumos și așa. A avut farmec și viața în felul acesta, mereu pe fugă cu tata, foarte... sau de multe ori absent fizic, dar extrem de implicat în, și în educația noastră și în viața noastră. Și dacă extindem întrebarea și la maturitate, cel mai mult mi-aș dori să schimb ultima zi pe care am avut-o cu tata. E cât de, nu știu cum să mă exprim, să înțelegem cu toții și să fie cât de important sau mai exact, când ai înțeles tu ca copil sau mă rog, copiii, când ați înțeles că de fapt tatăl tău, tatăl vostru face politică, cum ați perceput prima dată această idee, tatăl meu e important pentru țara mea? Ți-aduce aminte acel moment? Legat de politică, a fost într-un moment când tata primea amenințări legate de noi și ne spunea că trebuie în permanență să avem pază pentru că nu își dorește să fim în niciun pericol și știam că mereu aveam bodyguards și eram întotdeauna păzite ca nu cumva să ni se întâmple ceva rău, pentru că tata întotdeauna își dorea să fie preventiv. Apoi în deplasările prin țară, tot așa, când vedeam că este urmat de mii de oameni și că este aclamat și că ține discursuri și că apare la televizor și că alți părinți ai altor colegi sau prieteni nu erau așa. Referitor la cât de important a fost el pentru țară, am realizat și m-a speriat lucrul ăsta în zilele cât a fost depus la biserică. Atunci m-a lovit realitatea asta, pentru că nu mă așteptam niciodată ca el să fi însemnat atât de mult, sau nu conștientizam eu că el a însemnat atât de mult pentru țară. Adică gândește-te că au fost mii de oameni în trei zile care veneau la el la sicriu și se închinau și îl pupau și îi lăsau lucruri în sicriu și chestia asta m-a speriat. Și cumva am fost tentată să-i pun stop. Mi s-a părut prea mult într-un anumit context. Dar după aceea am înțeles că oamenii au dreptul să-și ia la revedere de la el așa cum consideră fiecare și că trebuie să le mulțumesc pentru că l-au iubit atât de mult și pentru că în continuare îl iubesc. A existat o primă lecție de politică? Nu. Nu, deloc, niciodată. Și nici nu cred că tata ne-ar fi pregătit cumva să facem politic. Nici nu ne-a implicat vreodată în viața politică. Niciodată. Nu. Dacă ar fi o lecție, așa, nu știu, să spun, ar fi într-o deplasare pe care am avut-o cu tata, în care, când el era vicepreședinte al Senatului și știu că am avut o deplasare la nivel de șef de stat în Grecia, la un summit. Și atunci am înțeles eu, de fapt, cum se face politica la nivel înalt. Tot așa, nu știu, m-a șocat puțin, că nu-mi închipuiam că așa este în politică. Dar în rest, nu, tata nu ne-a pregătit pentru politică, nici nu știu dacă și-ar fi dorit să facem politică, dar sunt convinsă și că atunci, la momentul acela, el nu vedea și sau nu știa, nu anticipa cum va fi peste ani. Și de asta cred că acum mă sprijină în drumul pe care l-am ales. Oamenii politici ai vremurilor noastre, a acestui an, 2024, mai puțin curajoși, chiar spun cu mâna pe Biblie, aș putea spune, pentru că noi povestim în spatele camerelor de luat vederi de foarte multe ori, foarte mulți oameni politici care nu sunt de la aur,
spun astăzi că Vadim Tudor a fost un vizionar. Da. E clară povestea, chiar dacă nu au recunoscut-o sau nu o recunosc în fața camerelor de roa vederi, spun despre Vadim Tudor că a fost un vizionar. Tot ce se întâmplă astăzi, tu ți-aduci aminte să-l fi auzit pe tatăl tău că ar fi povestit cu voi sau în cercurile de prieteni cu care voi erați, vă întâlneați, o să vedeți că peste ani se va întâmpla așa. Tu simți astăzi că trăiești ceea ce tatăl tău vă povestea în acele vremuri? Da, și prin ceea ce văd ca și aparițiile lui televizate, unde știm cu toții că au existat previziuni pe care atunci nici nu le trăiam, nici măcar nu le anticipam și el le rostea. Dar și la noi în familie, de exemplu, un lucru care nu se știe despre tata este că tata avea vise premonitori. Și ne spunea, de câte ori avea un vis din acesta premonitoriu, ne spunea, uite, vezi că o să se întâmple ceva cu tărică. S-a întâmplat asta cu Patriarhul Teoctist. Tata i-a visat în mormântare. A visat în mormântare exact așa cum a avut loc. Și ne-a spus a doua zi dimineață să vedeți că o să se întâmple ceva cu Patriarhul Teoctist, pentru că eu am visat chestia asta. Sau se întâmpla, de exemplu, când el o visa pe mama lui. Întotdeauna când își visa mama, se întâmpla ceva rău, de obicei. Sau, nu știu, conflicte pe planetă, tot așa, le visa și ni le spunea. Referitor la previziuni, în discuțiile pe care le aveam în diverse cercuri, da, spunea. Dar asta ținea, nu știu dacă neapărat de o capacitate a lui de a prevesti ceea ce urma să se întâmple, cât mai ales din faptul că tata cunoștea foarte bine istorie. Și făcea niște conexiuni în așa fel încât să emită ipoteze despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. A încercat vreodată să vă schimbe destinul? A venit vreodată cu sfaturi să vă alegeți școala, da, nu știu, da, sau mie, da. Grădinița sau... Da, mie, da. Nu, la grădiniță n-am mers pentru că nu am vrut. Acum îmi pare rău. Dar, da, când am dat la liceu, tata și-a dorit foarte mult să fac Sfântul Sava, pentru că viziunea lui Sfântul Sava era cel mai bun liceu și singurul liceu capabil să primească pe fica lui Vadim. Și atunci, pentru că el făcuse Sfântul Sava. Și a zis că nu, că tu la Sfântul Sava trebuie să fii. Și a zis, ok, am mers înainte să, când am dat atunci admitere, am mers să vedem mai multe licee, să vedem unde ne-ar plăcea. Și știu că trecusem acolo printre opțiuni pe locul întâi Sfântul Sava, bineînțeles, și pe locul doi Caragiale. Și am mers la ambele licee, am văzut, în fine, și am dat capacitatea, că așa se dădea pe atunci, și să vezi, am intrat la Caragiale. Și a zis că nu, cum, a intrat la Caragiale, n-a intrat la Sfântul Sava. Dar uite că mai e un loc liber la Sfântul Sava. Nu vrei să te muți la Sfântul Sava, că acolo a făcut tata și acolo e așa de bine și de frumos și acolo cei mai deștepți copii. Și eu m-am gândit, am zis, nu, dacă eu am intrat aici, eu aici vreau să rămân. Că înseamnă că aici mi-a fost locul și a respectat chestia asta. Adică, da, a încercat să mă influențeze în sensul ăsta, dar după aceea m-a și lăsat să decid singură. Și până la urmă, pentru mine a fost decizia cea mai bună. N-a schimbat anii aceia cu nimic. O altă amintire despre acele stadioane la care cu toții știm că strângea foarte multă populație, cetățenii îl urmau, vorba, așa cum povesteai, îl urmau de-a dreptul, pentru că de foarte multe ori era în față și era urmat de oameni. Ce îți aduci tu aminte din acea perioadă care te-a marcat? Pentru că pe urmă lucrurile au încetinit, să spunem. Da. Ultima perioadă aparițiile au fost din ce în ce mai rare. Uh-huh. Și va fi o întrebare de ce au fost din ce în ce, următoarea întrebare. Dar în acea perioadă de glorie, când într-adevăr era urmat, care e discursul sau faptul, ce te-a impresionat, ce ți-a rămas ție, ca erai un copil în acea perioadă? Da, de obicei când mergea la manifestări din acestea foarte importante sau care presupuneau prezența foarte multor persoane, nu prea mergeam. Nu ne plăcea nici să încurcăm, nici să stea să aibă grija noastră.
Și rămâneam acasă și vedeam la televizor sau ne spunea după aceea cum a fost. Dar, uite, în fiecare an mergeam de Sfântă Mărie pe 15 august la Sâmbăta de Sus, la mănăstire. Și țin minte că erau oameni care își lipeau mâinile de haina lui. Și asta m-a marcat. Noi mergeam în spatele lui sau cu el de mână și oamenii îl trăgeau de haină să-i atingă. Chestia asta chiar m-a marcat. Și atunci am conștientizat, nu știu, ce putere are asupra unora sau, nu știu, cât de mult poate, până unde poate ajunge iubirea sau admirația unor oameni față de el. Da, revenim, dragii mei, în studio imediat și o să întrebăm de ce a dispărut în ultimul timp, pentru că, într-adevăr, a fost mai rar în aparițiile televizate sau chiar pe stadioane. Dar rămânem, dacă tot am povestit că avea vise și citea viitorul, simțea anumite lucruri, vedem ce simte Andra în această dimineață, să vedem ce ne spune horoscopul. Bună dimineața, Andra, și hai să vedem cum se așează astrele în această dimineață. Bine v-am regăsit! Iată care sunt previziunile astrale de astăzi. Berbec, în prima parte a zilei vă simțiți plin de energie și vă dedicați unor munci fizice susținute. Astrologul vă sfătuiește să nu vă supraapreciați capacitatea de efort, astfel riscați să aveți probleme de sănătate. În cursul serii s-ar putea să primiți musafiri de departe sau dumneavoastră să fiți invitat la prieteni. Fiți cumpătat! Taur, zi bună pentru semnarea actelor oficiale. Astăzi, secretul succesului este inițiativa. Recomandarea astrologului este să acționați cu hotărâre. Relațiile parteneriale sunt favorizate și puteți rezolva probleme de familie. Gemeni, parcurgeți o perioadă favorabilă pe plan sentimental și social. Relațiile cu partenerul de viață sunt excelente și puteți să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus să faceți împreună. Astăzi ar fi bine să vă ocupați de rezolvarea problemelor casnice. După amiază, este posibil să survină schimbări în programul dumneavoastră ca urmare a unei invitații pe care o primiți în ultimul moment de la o rudă apropiată. Rac, perseverența vă ajută să rezolvați problemele de la locul de muncă. Veți vedea că a meritat să vă zbateți. Rezultatele vor fi pe măsura efortului depus. N-ar fi rău să evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de serviciu. Cu calm, totul se rezolvă mai ușor. Leu, șansa este de partea dumneavoastră și aveți succes în tot ce faceți. Este o zi favorabilă afacerilor și investițiilor pentru cămin. Pe plan sentimental, nicio problemă. Astrologul vă sfătuiește totuși să nu neglijați problemele partenerului de viață și al celorlalți membri ai familiei. Fecioară, aveți ocazia să aplicați în practică proiecte ambițioase pe termen lung și să luați decizii importante pentru viitor. În prima parte a zilei s-ar putea să renunțați la o călătorie în interesul familiei din motive financiare. După amiază sunteți invitat la o rudă apropiată pentru aniversarea unui eveniment important de familie. Este indicat să fiți cumpătat la masă ca să nu aveți probleme cu sănătatea. Balanță, zi favorabilă călătorilor în interes familial. Cu acest prilej puteți obține noi câștiguri financiare neașteptate. Sunteți foarte încrezători și aveți tendința să vă asumați riscuri cam mari. Fiți prudent și să nu forțați norocul. Mai bine țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Scorpion, în prima parte a zilei sunteți hotărâți să vă ocupați de anumite probleme familiare pe care le-ați tot amânat. Sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte, dar și cheltuieli. Cu greu reușiți să vă respectați programul, dar, cu răbdare, reușiți să rezolvați tot ce v-ați propus. Astrologul vă recomandă să fiți atent la acte, pentru că există riscul să le uitați undeva sau să le pierdeți. Săgetător, sunteți plini de energie. Este momentul să inițiați o afacere la care vă gândiți de mult timp. După amiază, un prieten vă propune o colaborare. Atenție, nu luați decizia până când o să vă sfătuiți cu partenerul de viață sau familia. Capricorn, aveți posibilitatea să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră pe plan social și în domeniul afacerilor. Puteți să încheiați contracte și să semnați documente oficiale. Relațiile cu anturajul sunt foarte bune. Astrologul vă sfătuiește să nu vă așteptați la rezultate imediate. Grăbiți-vă încet. Vărsător, puneți suflet în tot ce faceți și puteți să realizați tot ce v-ați propus. Aveți ocazia să vă afirmați în societate și să obțineți câștiguri financiare, așa că profitați din plin. În relațiile cu partenerul de viață, vă bucurați de armonie și de bună înțelegere. Pești, zi bună pentru a pune la cale planul de viitor. Puteți începe noi activități în domeniul social. Situația financiară vă mai creează mici probleme, însă astrologul vă sfătuiește să aveți răbdare până când vor începe să apară rezultatele muncii. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andra Harato și ne revedem și mâine la Dale Dimineții. Am revenit, nu știu cum dă oroscopul pe săptămâna asta, dar pe ziua de astăzi clar dă bine. Ce zodie? Leu. Wow!
2024 spune că orice rac susținut de un leu, ai știi asta? Orice rac, ai grijă pe cine împingi în față. De ce s-a retras în ultima perioadă? Ce l-a determinat să se tragă, să se dea un pas în spate? Sunt ferm convinsă că televiziunile, oamenii de presă, oamenii din partid l-ar fi vrut alături. Deja povestim de 30 de minute despre asta, că oamenii îl iubeau. De ce s-a retras în ultima perioadă? De ce nu a mai apărut atât de des? Cred eu că obosise în ultima perioadă. În ultimii 2-3 ani, înainte să moară, obosise cu siguranță. În 2013 a avut o problemă de sănătate care l-a ținut cumva departe de lumina reflectoarelor o vreme. Și cred că faptul că sănătatea era șubrezită a contribuit la lucrul ăsta și apoi faptul că în 2012, 13, 14 deja lumea politică era în schimbare, fusese cumva marginalizat, cred eu, tocmai din pricina puterii de convingere pe care o avea și cred eu că de asta. Asta văd eu acum la 9 ani de când el a murit. Atunci nu vedeam lucrurile așa și nu înțelegeam de ce se întâmplase asta și de ce era oarecum marginalizat. Dar acum îmi dau seama și că el obosise. Și cumva poate a fost mai bine că și-a dat timp să stea mai mult. Și mergem în partea aceea mai delicată, înainte să povestim ei implicată în politică. Aș fi ingrată să nu pun întrebarea dacă vede în George Simion ceva din tatăl ei, rămâneți alături de noi pentru că vor fi următoarele întrebări. Dar înainte de asta vreau să dau un ton. E de dimineață și Alina nostru găsă niște mâțe care să distreze. Haideți să luăm o pauză de un minut și puțin să vedem cum e cu pastila de râs, că dacă e luni și râdem de la prima oră, s-ar putea să râdem toată săptămâna. Pastila de râs. Mr. Chief, face the camera. He's not overeating, I know that. Look at... Ay, oh my... laugh about it. That wasn't cool, and I just thought it was important. Look at him! Look at him! He is traumatized. Hi, how you doing? Are you stuck? هات اللحمة هات Și ajungem în partea delicată. Andra, te rog, câte minute mai avem ca să știm cum mergem cu întrebările și cu răspunsurile? Aproximate 15 minute, dragii mei, de foc. Când te-ai hotărât să intri în politică, Lidia dragă? Am avut așa, în 2017 am intrat în PRM, la 2 ani după ce tata a murit, am candidat atunci la alegeri. Nu a fost o
o experiență tocmai reușită, pentru că Partidul România Mare, după ce a murit tata, s-a schimbat foarte mult și fiecare vedea în PRM un ciolan foarte gras. Doar că PRM a fost, cum știm cu toții, un partid de lider și după ce liderul a plecat, lucrurile n-au mai mers la fel. M-am retras apoi am mai avut o încercare, am zis să mai dau o șansă, tocmai pentru că țineam foarte mult la cei care au depus și timp și efort în acel partid și la cei care își doreau ca partidul să continue cu un Vadim în frunte. Doar că nici de data aceea lucrurile nu au mers cum aș fi așteptat eu și asta nu din reaua voința unora, ci pur și simplu din faptul că Partidul România Mare a fost, cum am spus, un partid de lider și în absența liderului lucrurile nu mai mergeau cum aș fi așteptat eu sau cum ar fi fost normal poate să meargă. Tot așa, din pricina unor interese, din pricina unor neînțelegeri existente acolo, legate de conducere, de statut juridic, de organizații, de oamenii care erau foarte dezorientați la vremea aia în PRM. Și am părăsit și atunci barca, am spus că este mai bine să nu mă mai implic și să vedem cum vor decurge lucrurile mai departe. Apoi, în toamna anului trecut, am fost contactată de domnul președinte George Simion pentru a-mi propune să intru în Alianța pentru Unirea Românilor. Și așa a început experiența mea politică cu adevărat, aș putea spune. Întâmplarea, cum spun, știți, destinul e trenul, îl primim, ni-l alegem înainte să ne naștem, ne urcăm în tren, coborâm în câte o stație, dar până la urmă ajungem acolo unde ne e locul. În acest tren al destinului, la sfârșitul săptămânii trecute, ne-am întâlnit în județul Galați și am văzut-o pe Lidia Vadim Tudor alături de George Simion cu proprii ochi, fără camere de luat vedere, acolo în tabăra de la Pechea. Parcă, din nou, de câte ori povestesc, parcă se ridică părul pe mine. Ai povestit de legume, mi-aduc aminte de Adriana Turcilă, care lucra, prietena noastră de la Vulcani, care s-a ocupat de hrănirea noastră. Am lucrat pe brânci, da. Și George acolo, fără camere, dragii mei, și fără televiziune, eram doar noi. Mâncam pe cutiile de la vabilă, care pe unde apucam. Și dacă apucam să mâncăm. Și dacă apucam să mâncăm. Foarte frumos. Și te-am văzut alături de George Simion. Mi-a plăcut felul în care comunicați. Doi tineri, noi ăștia de vârsta a treia, ne uităm la voi așa, știi că sunteți tineri și în formă. Și tăi, ăsta e viitorul, cumva, că dacă vă uniți și puneți mână de la mână, v-am văzut acolo că puteți muta scândura. Dar noi din prima adică eu cu George din prima am făcut click, ne-am înțeles foarte bine. Și pentru că suntem apropiați ca vârstă și pentru că mulți oameni au depus în el această moștenire patriotică lăsată de tata și atunci ne-am înțeles bine din prima, adică nu am avut niciodată un tip de relație, nu știu, distant sau nu. Și întotdeauna când a fost nevoie de mine, am răspuns pozitiv. Bine, el nu e distant față de nimeni, exact. Îl tratează pe toți la fel. Exact. Dar întrebarea mea e, dincolo de a face parte din partid, că e președintele de la AUR și așa mai departe, vezi ceva în el din tatăl tău? Are vreo caracteristică care să fi trezit vreo amintire din acțiunile tatălui tău? Uite, știi ce? Faptul că este întotdeauna acolo pentru cine are nevoie de el. Și că chiar luptă pentru, nu știu, pentru păstrarea demnității de români. Să ne păstrăm, nu știu, demnitatea și integritatea noastră la noi în țară și să fim stăpâni la noi în țară. Cred că asta este ceea ce ce aseamănă foarte mult de tata. Sigur că eu, la momentul în care tata a intrat în politică, nu avea vârsta lui George. George este un lider mult mai tânăr și are și o altă putere de muncă. Este, bineînțeles, mult mai viguros decât era tata în perioada lui de apogeu. Are mult mai multă energie.
Dar văd asta în el. Asta nu înseamnă, și am spus în repetate rânduri, nu înseamnă că George Simion îl copiază pe tata sau că vrea să ia ceva din tata. Nu, pur și simplu își croiește propriul drum, dar pe același culoare pe care tata l-a deschis. Și de aceea am și intrat în aur, pentru că am văzut că există acest culoar deschis, mi-am găsit locul aici și am investit aici cu toată încrederea. Și nume, și capital de imagine, și tot ceea ce tata a lăsat în mine. Ești consilier local ales la capitală, la ce sector? La sectorul 5. Foarte frumos, câți consilieri? 3 consilieri avem. Wow, foarte, foarte fain. Avem prieteni acolo la capitală. Acum o să ne vedem din ce în ce mai des, că începe, ne apropiem de campania de toamnă și o să ne vedem, dragii mei, din ce în ce mai des. Rămânem la carte. Ai venit în județul Hunedoara. Ai lansat-o aici. Așteptăm părerile celor care ați luat cartea și o aveți, și vă aștept să-mi scrieți, dragii mei, după ce o citiți, care sunt impresiile și care sunt ce regăsiți, din ce vă aduceți aminte fiecare, pentru că fiecare dintre noi avem o amintire cu Vadim Tudor. Eu sunt convinsă, de-abia apuc să o citesc și sunt sunt puțini români, fac o paranteză, care nu l-au întâlnit, cred că cel puțin o dată în viață, pentru că cumva făcea cumva și apărea când era lumea. El era mereu printre oameni, da, exact. Și nu cred că chiar și cei din diaspora, eu mi-aduc aminte o fază în anii 99-2000, am foarte mulți prieteni, Costel Mihaela prin Austria, că a fost împreună, l-am întâlnit la Linz în Austria, cred că prin anii aia, tot așa, când așteptai mai puțin, apărea între noi acolo, fără prea multă propagandă. Povesteam înainte de emisiune că nu a avut Facebook, nu am avut noroc, probabil că altul ar fi fost destinul. Nu, pentru că tata era tehnic total. Adică tata nu aprindea nici măcar ochiul de la aragaz. Avea telefon din acela cu butoane vechi, nu avea cu tehnica deloc, nici cu rețelele sociale. Au fost un grup de tineri, au făcut pagina de Facebook, unde postau în continuu, dar nu era ținută de el. Mai sunt, cred că, mai puțin de 10 minute, Andra, dacă greșesc, 5 minute. Ce iubea Vadim Tudor cel mai mult pe lumea asta? În afară de politică și de popor, ce era mai aproape și de Dumnezeu, asta am înțeles. Ce iubea omul Vadim Tudor? Uite, mâncarea animal. Preferată, care era, de exemplu? Mâncarea preferată? Spunea... Uite, salata bio. Salata bio. Da, tot timpul zicea, zicea mamei, să-mi faci salata bio, dar să-mi faci ca mama, exact ca mama. Salata bio, sarmalele, îi plăcea mâncarea tradițională românească, iubea animalele, iubea vacanțele, îi plăcea foarte mult să meargă în vacanțe, nu știu, iubea să se îmbrace bine, să fie printre oameni, să facă poze, să dea autografe, asta îi plăcea, el era un om foarte de lume. Ce-ți dorești, am înțeles, îți dorești să aduci în atenția publicului, celor care l-au iubit sau care nu l-au iubit și vor să vadă. Corect. Ce n-au văzut, cât a fost în viață, găsiți în aceste pagini, între cele două coperți. Am înțeles că va mai urma și continuare la această carte, dar întrebarea e... Va apărea vreodată vreo carte scrisă de Lidia Vadim Tudor, dar să nu fie o culegere de texte, mm-hmm, să fie o poveste, da, despre... Da, doar că trebuie să am timpul necesar să le pun în ordine și să văd pe ce anume să mă concentrez, pentru că tata a avut o viață atât de complexă și pe atât de multe paliere, încât cred că ne-ar trebui, nu știu, 10 volume despre viața lui. Trebuie să mă gândesc în liniște la un asemenea volum și la ce anume să scot în evidență din viața. Spunea o personalitate politică pe care am întâlnit-o noi astăzi că a citit mai mult decât jumătate din Parlamentul României. Care era cartea preferată? Biblia.
era cartea lui preferată, dar tata, referindu-ne la alte cărți, nu știu, beletristică, istorie, îi plăceau foarte mult albumele de fotografii, avea tone de albume de fotografii, și tata era genul de om care citea mai multe cărți deodată. El nu citea o singură carte, o citea, o termina, se apuca de alta. Nu, el citea 4-5 cărți odată. Îi plăcea foarte mult să citească și am avut mii de cărți acasă. Pe cine considera mentor? Eugen Barbu. Și cu asta am spus tot. Care era cel mai bun prieten? Tata spunea că nu a avut prieteni. El spunea că avea amici. Pentru că a fost odată trădat de un prieten și cred că asta l-a durut suficient de tare încât să, nu știu, să nu mai vadă sau să nu mai lase pe cineva să-i fie prieten în sensul atât de apropiat. De aceea spunea că e mai bine să aibă amici decât prieteni. Care era perioada zilei preferată a lui Vadim Tudor? Dimineața, prânzul sau seara? Seara. Seara. Seara, da. Seara citea, se... Seara când ajungea acasă, nu știu, 10, 11, 12 noaptea, mânca și citea, se punea la televizor. Seara era, da. De bine, la el dimineața nici nu prea exista, că el dormea dimineața. El, nu știu, se culca la 5-6 dimineața, se trezea pe la 11-12 și atunci diminețile, cum le știm noi, nu existau la el. Și înainte să ne luăm la revedere, care e cea mai frumoasă amintire a copilului Lidia Vadim Tudor? Vacanțele. Vacanțele cu tata. O vacanță, un moment pe care să-l povestești. Știu că, uite, vacanțele la Poiana Brașov, de exemplu, că toată perioada cât am fost foarte mici, mergeam în vacanțe la Poiana Brașov, verile, iernile, și astea cred că cele mai frumoase amintiri, pentru că l-aveam pe tata doar pentru noi. Mi-a dat o idee. Iubea Crăciunul? Da. Nu pot să cred. Da. Iubea Crăciunul. Da, și să împodobească bradul și toate cele și să aibă luminițe peste tot. Și da, iubea Crăciunul, da. Și cadourile. Noi așteptăm cu nerăbdare acea carte, să-l cunoaștem, pentru că nu cred că ajung 40 de minute de emisiune să îl cunoaștem pe... Uite, mă întreabă multă lume dacă există vreun text nepublicat al lui. Și să pun texte nepublicate într-o carte, toată lumea spune, dar nu există texte nepublicate, nici poezii nepublicate, pentru că tata ce scria acum, peste o oră publica în revistă sau... Deci nu există, sau tot, în general, tot ce a scris a publicat. Dar aceste elegii pentru suflete nobile pe care le-am inclus în cartea aceasta nu au ajuns să fie atât de cunoscute, pentru că le-a publicat cu 2 luni înainte să moară. Înainte să ne luăm la revedere, hunedorenii din județul Hunedoara, sunt convinsă că mulți dintre ei au urmărit emisiunea în direct, dar mulți ori vor urmări în reluare, pentru că e clar că vor fi curioși să afle mai multe despre tine și despre tatăl tău. Care e mesajul pe care vrei să-l transmiți cetățenilor din județul Hunedoara? Că le mulțumesc foarte mult, pentru că știu că m-au așteptat foarte mult timp și nu exagerez. Am primit invitații deja de 5-6 ani, primesc invitații să vin aici și nu s-au concretizat până la urmă, până în acest moment. Și, sincer, nu mă așteptam. Toată lumea îmi spunea că aici sunt foarte mulți oameni care l-au iubit pe tata, care îl apreciază în continuare și care mă așteaptă și de acum înainte, sigur, voi veni mult mai des. Și noi te așteptăm, draga mea, aici la Hunedoara 1 TV, de fiecare dată când vii județul Hunedoara, eu sper să ne întâlnim da? Mai des și să tot reluăm din povestea noastră. Îți doresc succes. Mulțumesc, în politică, îți doresc multă răbdare, pentru că ai nevoie de răbdare. Îi salutăm pe prietenii tăi de acolo, de la București. O parte dintre ei, am spus, îi cunoaștem, o parte sunt alături de noi. Nu se văd, dar sunt aici în studio, dragii mei. Aici ne luăm la revedere. Eu îți mulțumesc încă o dată. Eu îți mulțumesc. Dragii, mai aveți întrebări? Dacă mai aveți întrebări, scrieți. Eu promit că o să îi le transmit. Până acolo, mâine dimineață ne revedem aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Rămânem într-o atmosferă de copilărie, pentru că mergem la Colegiul Deceva, alături de mine vor veni
mici cercetători. Acum nu zic chiar mici, că e domnul profesor Stănculescu și cu băiatul acela, Luca, care a mai trecut pe la noi pe la de-alea dimineții, să ne povestească cum a fost la noaptea cercetătorilor. Dacă sunteți curioși ce au făcut acești copii minunați la noaptea cercetătorilor, reveniți alături de noi la de-alea dimineții, mâine. Până mâine, eu pot doar să vă spun simplu, cum vă spun în fiecare dimineață. Nu uitați, dragii mei, să iubiți. Nu uitați să dăruiți, pentru că atunci când dăruiți iubire, cu siguranță iubire veți primi înapoi. De fiecare dată când am invitați de genul așa ca în dimineața asta, ar trebui să învățăm că e o lecție. Ceea ce facem astăzi schimbă viitorul. Asta se întâmplă. Suntem produsul trecutului, dar putem influența viitorul. Iubiți, fiți buni, și cu siguranță asta v-ați primi înapoi.